Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și vă spun bună dimineața pentru că la mine este foarte devreme. Este ora 3:30 și aceasta este ora mea obișnuită la care deja încep să lucrez. Astăzi voi începe pentru dumneavoastră un nou proiect. Dacă vă amintiți, acum două zile am postat ca fotografie la pagina acel frumos aranjament pentru Paște, acel frumos ou lucrat în macrame alb. Cine este înscris pe canalul de YouTube a putut vedea același model lucrat și în culoarea roz, în care am făcut un aranjament pentru Paști. Astăzi propun să lucrăm din nou acel proiect, lucrez anume pentru dumneavoastră. Voi folosi culoarea galbenă, voi folosi firul de macrame numărul 5 și vom avea nevoie de croșetul adaptat acestui tip de croșet 1,75. Vom avea nevoie de foarfece și de îndemânare. Nu este un proiect greu, veți vedea, doar că este un pic mai mult de lucru. Va fi foarte accesibil și pentru doamnele nou începătoare. Mă adresez în ultimul timp lor, pentru că vreau ca și ele să învețe câte ceva din ceea ce știm noi, doamnele care lucrăm de mai mult timp. Pentru aceasta voi începe în cercul magic, lucrând un număr de 4 ochiuri de lanț. Este un pic mai greu să văd acum, pentru că este lumina artificială, însă ne vom descurca. Deci, așa cum spuneam, pentru început voi face un număr de 4 ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș. Am lucrat 4. Sper ca dumneavoastră să vedeți ceea ce eu fac. Acum voi lucra un alt număr de 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. După care voi lua firul pe croșet de 3 ori. 1, 2 și al treilea. Și apoi vom intra din nou în cercul magic și vom lucra acest picioruș. Deci am trecut odată firul, a doua oară, a treia oară, iar acum voi închide acest picioruș. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi lua din nou de 3 ori firul pe croșet, voi intra din nou în cercul magic și voi lucra din nou 1, 2, al treilea ochi și vom continua în felul ca și până acum, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Vom lua de 3 ori firul pe croșet, voi intra în cercul magic și voi lucra din nou acest picioruș. Voi închide și voi continua în felul acesta, când 5 ochiuri de lanț urmate de piciorușul
respectiv. Vom avea nevoie de 8 astfel de piciorușe despărțite între ele de câte 5 ochiuri de lanț. Avem 5 piciorușe până acum, 2, 3, 4, 5. Se face următorul. Sper ca dumneavoastră să vedeți bine. Am ales anume culoarea galbenă ca să nu se confunde cu mileul care l-am aici pe birou. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voi lua de 3 ori firul pe croșet. Voi intra din nou în cercul magic. Voi face un alt picioruș. Cinci ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Voi lua din nou de 3 ori firul pe croșet. Iar acum voi face ultimul picioruș din acest prim rând. 2, 4, 6, 7, da, este ultimul. De cercul magic voi face un alt număr de 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5 și voi închide în cel de-al patrulea ochi din primul picioruș. Deci avem 1, 2, 3, al patrulea aici. Și vom închide cu piciorușul alunecat, așa cum închidem de obicei lucrările, rândurile. Acum, în corespondența fiecărui arc care s-a format aici, vom lucra în felul următor. Pentru început, vom face un picioruș scurt, apoi vom face un picioruș dublu. Deci vom lua o singură dată firul pe croșet și vom lucra un picioruș dublu. Vom continua cu un picioruș dublu înalt. Vom lua de două ori firul pe croșet. Lucrez o dată și a doua oară. Acum voi lua de trei ori firul pe croșet și voi lucra 1, 2, a treia oară voi închide acest picioruș și voi lucra alte două în mod egal. Deci voi lua de 3 ori firul pe croșet. 1, 2 și al treilea și un nou picioruș de 3. 1, 2, al treilea, voi închide, voi continua cu un picioruș dublu înalt, voi lua de două ori firul pe croșet, al doilea ochi, un picioruș dublu. Am luat o singură dată firul pe croșet. Iar acum voi face un picioruș scurt. Deci am terminat de lucrat în primul arc. Voi intra în cel de-al doilea și voi lucra în același mod. Deci un picioruș scurt, un picioruș dublu. Am luat o singură dată firul pe croșet.
piciorul dublu înalt, am luat firul de două ori pe croșet. Și acum trei piciorușe cu trei fire pe croșet. Nu știu cum să numesc acest picioruș. Eu îl spun picioruș triplu. Deci vom face trei astfel de piciorușe. Al doilea. Cel de-al treilea. Voi strânge un pic aici. În felul acesta vom avea totul. Vom avea loc unde să lucrăm toate ochiurile. Acum toate piciorușele, scuzați, acum voi face un picioruș dublu înalt. Ați văzut, am luat de două ori firul pe croșet. Chiar dacă uneori mă exprim un pic greșit, mă corectez și cer scuze, pentru că, după cum vedeți, este foarte devreme. La ora aceasta cam toată lumea doarme. Am făcut un picioruș dublu, iar acum voi face un picioruș scurt și voi continua cu următorul arc, în care voi lucra un picioruș scurt, un picioruș dublu, am luat odată firul pe croșet, un picioruș dublu înalt, am luat de două ori firul pe croșet, apoi cele trei piciorușe în care, triple, în care am luat firul de trei ori pe croșet. Sper să mă exprim bine. Un picioruș, al doilea, cel de-al treilea, picioruș dublu înalt, am luat de două ori firul pe croșet, un picioruș dublu, am luat o singură dată firul pe croșet, un picioruș scurt și apoi vom continua astfel în toate celelalte arcuri formate. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând după ce am lucrat în fiecare arc, așa cum ați văzut și dumneavoastră, cum v-am explicat. Avem un număr de 2, 4, 6, 8 astfel de arcuri pe care deja le-am îmbrăcat. Iar acum, cu piciorul alunecat, ne vom deplasa către mijlocul primului arc. Deci va fi nevoie să ajungem în cel de-al doilea picioruș triplu pe care l-am lucrat. Vom face piciorușa alunecat până când vom ajunge unde dorim. Așa, aici este mijlocul. Deci aici, în acest picioruș, voi intra. Nu uitați, în cel de-al doilea picioruș de câte 3. Și acum voi lucra un număr de 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10 ochiuri de lanț, vom intra în următorul arc, din nou în cel de-al doilea picioruș de câte 3, și vom închide cu un picioruș scurt, continuând din nou să facem 10 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne vom îndrepta către următorul arc și vom intra în cel de-al doilea picioruș de câte 3. Vom închide cu un picioruș scurt și vom continua astfel până la capătul acestui rând. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sper foarte mult să se vadă ceea ce realizez, pentru că laptopul este undeva deoparte și nu reușesc să văd exact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi intra în următorul. Următorul arc, picioruș scurt, voi continua cu aceleași 10 ochiuri de lanț, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veți vedea că vă va fi foarte, foarte drag acest model, pentru că, așa cum vă spuneam, este ceva frumos, este ceva atrăgător. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modelul nu mi-aparține. Eu anul trecut am primit acest model de la o doamnă pe care eu o respect foarte mult. Bineînțeles, eu anul trecut l-am lucrat și în versiunea originală, după care am făcut modificările mele. 1, al doilea, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Voi intra din nou în cel de-al doilea picioruș triplu, picioruș scurt, iar acum voi face ultimul arc de 10 ochiuri de lanț. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și mă voi întoarce exact în primul picioruș de unde am început arcurile. Acum, în interiorul fiecărui arc de câte 10, vom lucra 16 piciorușe duble înalte. Cu picioruș alunecat voi intra în interiorul primului arc, voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, după care voi continua făcând piciorușe duble, așa cum vă spuneam,
În corespondența fiecărui arc vom face un număr de 16 piciorușe duble înalte. Unsprezece, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Iar acum, după cum vedeți, am obținut din nou acest evantai. Voi continua lucrând în corespondența fiecărui arc acest număr de 16 piciorușe duble înalte. Noi vom lucra singure și ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Deci nu uitați, în fiecare arc vor fi lucrate un număr de 16 piciorușe duble înalte. Numărați bine, pentru că altfel vom greși modelul, pentru că apoi veți vedea ceea ce continuă. Deci ne întâlnim la capătul acestui rând. Iată, ne-a ajuns și la capătul acestui rând, unde în fiecare arc am lucrat un număr de 16 piciorușe duble înalte. Acum vom închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș pe care l-am lucrat în primul arc. Vom închide cu un picioruș scurt. Rezultatul este acesta. Chiar dacă este un pic mai creț, nu vă preocupați, pentru că veți vedea că în momentul în care vom termina lucrarea și îl vom pune pe balon pentru a-l apreta, veți vedea că se aranjează perfect. După ce am făcut acest picioruș scurt, vom face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, vom sări 3 piciorușe, 1, 2, 3, vom intra în cel de-al patrulea picioruș,
Vom lucra un picioruș scurt. Nu vrea să iasă, pentru că eu lucrez foarte strâns. Un pic de răbdare. Așa. Și acum din nou voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, din nou voi sări 3 piciorușe și în cel de-al patrulea voi intra și voi face un picioruș scurt, după care voi continua din nou cu 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 și vom continua în felul în care am făcut și până acum. Vom sări 1, 2, 3, 3 piciorușe, în cel de-al patrulea vom intra, vom face un picioruș scurt și continuăm în felul acesta pe întreg parcursul acestui rând. Vom intra în cel de-al patrulea, și continuăm. 5 ochiuri de lanț, sărim 3 piciorușe, 1, 2, 3, vom intra în cel de-al patrulea, și vom face din nou piciorușul scurt, urmat de 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, al patrulea. Continuăm în felul acesta până la sfârșitul acestui rând. Noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. După cum vedeți, mi-au rămas exact 4 piciorușe din rândul anterior. Acum am făcut cele 5 ochiuri de lanț, ultimele. Voi intra în cel de-al patrulea picioruș pentru a închide acest rând cu picioruș scurt. Asta înseamnă că am lucrat în mod corect. Apoi, cu piciorul alunecat, mă voi îndrepta către mijlocul primului arc. Lucrez foarte strâns și nici lumina artificială nu mă ajută să văd prea bine. Deci am ajuns aici în mijlocul primului arc și vom face din nou un număr de 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, al cincilea, cu care apoi ne vom deplasa în mijlocul următorului arc de 5, vom face un picioruș scurt, din nou 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, voi intra în următorul arc, voi închide cu un picioruș scurt, voi continua cu 5 ochiuri de lanț și mă voi îndrepta către următorul arc. În felul acesta vom lucra întreg rândul. Noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând.
veți vedea cât de ușor și cât de repede se lucrează acest model. 4, 5 și apoi la sfârșit veți vedea că rezultatul final va fi foarte frumos și veți putea fi mândre de ceea ce realizați cu mâinile dumneavoastră. Un picior scurt și continuăm. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns în interiorul ultimului arc. Acum voi face ultimele 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 și le vom uni aici unde am început rândul, deci în mijlocul primului arc din rândul anterior. Acum, din nou, cu fir alunecat, ne vom îndrepta către mijlocul acestui arc format din cel de-al doilea rând și de data aceasta nu reușesc să văd. Voi face un număr de 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 și al 6-lea, cu care apoi mă voi îndrepta către mijlocul următorului arc. Deci de această dată vom lucra 6 ochiuri de lanț și vom continua 4, 5, 6 lucrând în felul acesta pe parcursul întregului rând. 2, 3, 4, 5, 6. Și mă îndrept către următorul arc. Vom continua singure. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Și vom continua. Am ajuns la capătul celui de-al treilea rând de arcuri, însă primul este primul cu câte arcuri formate de 6 ochiuri de lanț. Acum voi lucra din nou 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6. După cum vedeți, aici am început rândul. Voi intra cu aceste 6 ochiuri de lanț în mijlocul primului arc de 6 pe care l-am făcut la începutul acestui rând și vom lucra al doilea rând, 5, 6, al doilea rând de arcuri de câte 6 piciorușe pe care le vom închide în același fel în mijlocul
arcului următor cu piciorul scurt și apoi vom continua 4, 5, 6. Intrăm în următorul, închidem, 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Voi intra în următorul, voi închide și voi continua astfel până la sfârșitul acestui rând. Noi ne vom întâlni când vom termina acest nou rând. Am ajuns și la capătul acestui al doilea rând, format din arcuri de câte 6 ochiuri de lanț. Acum vom intra aici în primul picioruș, în primul arc de la începutul rândului. Voi face un picioruș scurt, după care voi lua de două ori firul pe croșet și în următorul arc voi face un număr de 10 piciorușe duble înalte. Avem 1, 2-lea. Lucrez un pic mai greu pentru că lumina este în spatele meu, așa cum v-am spus, este dimineața, este de vreme și sunt nevoită să lucrez cu lumina artificială. 3, 4-lea, 4, de două ori firul pe croșet, facem al 5-lea, al 5-lea picioruș, vom împinge un pic așa să ne încapă toate cele 10 piciorușe duble înalte. Avem al 6-lea, cel de-al 10-lea. Deci avem 10 piciorușe duble înalte și s-a format acest evantai. Acest evantai îl vom închide în următorul arc de 6 cu un picioruș scurt și apoi vom continua în cel de-al 3-lea arc, lucrând din nou aceste 10 piciorușe duble înalte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea. Și
și apoi vom închide cu un picioruș scurt în următorul arc și vom continua cu cele 10 piciorușe scurte, 10 piciorușe duble înalte, scuzați, în arcul următor. În felul acesta vom lucra până la capătul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând după ce vom lucra în un arc 10 piciorușe duble înalte. În următorul vom face un picioruș scurt și vom continua cu alte 10 piciorușe duble înalte în arcul următor. Tot așa, cum am lucrat până acum, cum v-am arătat. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. După cum vedeți, am ajuns și am lucrat ultimul evantai. Voi închide aici în ultimul arc din rândul anterior cu picioruș scurt. Apoi voi atașa și acest prim picioruș de la primul evantai pe care l-am lucrat la capătul, la începutul acestui rând. Voi atașa și pe el aici cu piciorul alunecat, după cum vedeți. După care eu voi face un număr de 3, 4 ochiuri de lanț. Apoi voi face alte 5, 1, 2, 3, 4 al 5-lea. Și voi intra în mijlocul acestui evantai, primul evantai. Deci vom număra 5, 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble înalte din primul evantai. 2, 4, 5. Și între acestea voi face un picioruș scurt. Astfel vom începe din nou să formăm aceste arcuri de câte 5 ochiuri de lanț. Acum am făcut 5 ochiuri de lanț. Voi lua din nou de 2 ori firul pe croșet. Voi intra în piciorușul scurt dintre evantaiele pe care le-am lucrat. Voi face un picioruș dublu înalt, din nou 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, cu care voi intra în mijlocul evantaiului, 2, 4, 5. Voi intra aici în mijloc și voi face un picioruș scurt, alte 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi lua de 2 ori firul pe croșet. În corespondența piciorușului scurt voi face un picioruș dublu înalt, un și al doilea ochi, voi închide, voi continua cu 5 ochiuri de lanț, voi intra în mijlocul evantaiului, 2, 4, 5, să fiți atente să nu încurcați, 1, 2, 3, 4, 5, din nou 5 ochiuri de lanț, voi lua de 2 ori firul pe croșet și în piciorușul scurt dintre evantaie
voi face un picioruș dublu înalt și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul acestui rând. După ce am făcut piciorușul dublu înalt, voi face alte 5 ochiuri de lanț, le voi închide în mijlocul levantaiului, 2, 4, 5. Voi închide cu picioruș scurt, voi face alte 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Iau firul de două ori pe croșet, în corespondența piciorușului scurt dintre evantaie voi face un picioruș dublu înalt și continuăm. Noi ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Uitați-vă cum trebuie să arate lucrul. Vedeți? Încet, încet se formează. Veți vedea că la sfârșit veți fi foarte mulțumite de rezultatul pe care îl veți obține. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui nou rând, iar acum, cu fir alunecat, vom închide rândul în cel de-al treilea ochi din acest prim picioruș dublu înalt pe care l-am efectuat la începutul acestui rând. Sper să se vadă, să nu fi schimbat poziția. Așa cum vă spuneam, un pic de răbdare, pentru că nu reușesc să văd foarte bine cu lumina artificială. Sunt cu spatele la bec și îmi face probleme. Ecco, uitați că am reușit. Acum, cu fir alunecat, mă voi îndrepta către mijlocul acestui prim arc și când voi ajunge la mijloc, vom începe un nou rând de câte 5 ochiuri de lanț. Uitați, am ajuns la mijloc, acum voi face 1, 2, 3, 4, 5, 5 ochiuri de lanț, să prind firul, pe care le voi închide în următorul arc cu un picioruș scurt. Voi continua din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi închide în următorul arc cu piciorul scurt. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Și voi închide în următorul cu piciorul scurt. De lanț, 2, 3, 4, 5. Voi închide în următorul cu un picioruș scurt, 2, 3, 4, 5. Voi închide în următorul cu picioruș scurt și vom continua astfel pe parcursul întregului rând. Să nu vă speriați dacă lucrul începe să prindă această curbă, pentru că nu uitați că vom face exact suportul în care vom crea un aranjament, suportul în formă de ou, de coarjă de ou. Deci continuăm până la sfârșitul rândului în acest fel. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând.
Am ajuns la capătul acestui rând. După cum vedeți, suntem aici în primul arc unde am făcut piciorușele alunecate pentru a ajunge în mijloc. Acum voi face din nou 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Și cu aceste 5 ochiuri de lanț voi închide rândul exact în mijlocul ultimului picioruș alunecat din arcul pe care l-am lucrat în rândul anterior. Apoi, din nou, cu piciorul alunecat, ne vom îndrepta către mijlocul următorului arc. Foarte greu reușesc să văd așa. De aceea vă spuneam de foarte multe ori că apreciez foarte mult doamnele care fac tutoriale. Nu este ușor. Din păcate, aici trebuie să mă întorc un pic înapoi, pentru că nu-mi place modul în care iese. Nu reușesc să văd bine și nu aș vrea să fac, voi face piciorușe scurte pentru a ajunge în mijloc. Așa. Nu este ușor să faci un tutorial. Acum am ajuns în mijlocul primului arc din acest nou rând și ceea ce vom lucra va fi 6 ochiuri de lanț, 4, 5, 6, pe care le vom închide ca de obicei cu piciorul scurt în următorul arc. Vom continua din nou cu 6 piciorușe scurte, cu 6 ochiuri de lanț, scuzați, oboseala începe să-și spună cuvântul, și vom continua lucrând în acest fel 2 rânduri. 4, 5, 6. Deci vom avea 2 rânduri de câte 6 ochiuri de lanț. Care le vom închide cu piciorul scurt în arcul următor. Deja modelul se formează, veți lucra dumneavoastră, vom lucra singure aceste 2 rânduri. Din păcate, eu trebuie să închei, pentru că aș vrea să reușesc să am timp să încarc această primă parte a tutorialului. După cum vedeți, uitați-vă, la mine deja este aproape ora 6 dimineața. Nu aș vrea să rămân fără internet ca în zilele trecute. Continuăm să lucrăm singure aceste 2 rânduri de câte 6 ochiuri de lanț, așa cum am învățat să lucrăm la începutul acestui proiect, și ne vom reîntâlni pentru a continua. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre voi. Vă rog foarte mult, dacă apreciați munca, sacrificiile pe care le facem noi, doamnele care facem tutoriale, vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Acolo veți găsi mai multe tutoriale, bineînțeles vor urma și altele.
Vă îmbrățișez, așa cum vă spuneam, pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc o zi frumoasă și ne revedem pentru a continua acest tutorial. La revedere!